Fostul ministru Elena Udrea vrea să scape astăzi și de dosarul Gala Bute, în care a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare, după ce a scăpat de dosarul Hidroelectrica, pentru că faptele s-au prescris. Peste 4500 de cauze au fost închise până acum ca urmare a împlinirii termenului de prescripție, la un an de când Curtea Constituțională a pronunțat această decizie. Au fost sute de persoane care au scăpat chiar și de condamnări definitive. Practic, judecătorii spun că persoanele care beneficiază de decizia CCR sunt vinovate, dar ei nu au ce să le mai facă. Și despre acest subiect discutăm cu Liliana Năstase, jurnalistă TVR. Liliana, îți mulțumesc mult pentru prezență. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ce șanse ar putea să aibă Elena Udrea să scape și de acest ultim dosar în care este condamnată și pentru care este în închisoare? Este greu de prevăzut ce șanse sunt, pentru că, așa cum știți, instanțele decid în mod discreționar. Nu avem o practică judiciară unitară. De altfel, în unul dintre dosare, așa cum ai reamintit cu puțin timp în urmă, în dosarul Hidroelectrica, Elena Udrea a scăpat de faptele penale, evident nu și de sechestru și de despăgubirile civile decise în acest dosar. Mai așteaptă o decizie definitivă la începutul lunii iunie în dosarul privind finanțarea campaniei prezidențiale din anul 2009, în dosar în care în primă instanță este condamnată la 8 ani de închisoare, deci o pedeapsă mai mare decât cea pe care o execută în prezent începând cu data de 7 aprilie 2022 și în care a mai executat câteva luni de-a lungul timpului din 2014 când a fost inițial reținută. Liliana, dar de ce în străinătate, vorbeam săptămâna trecută, instanțele se autosesizează și iau la cunoștință faptul că s-au prescris dosare și la noi nu există o practică unitară și pentru unii se prescriu și pentru alții nu se prescriu? În străinătate, în speță în mod individual în Italia, au fost câteva decizii surprinzătoare, să le spunem așa. De altfel, singura decizie în care o instanță străină, în speță Curtea de Apel din Napoli, s-a autosesizat privind prescrierea din România, de aceea practic nici în România nu este foarte bine reglementată nici la această oră ce tip de dosare se prescriu și când, ce decizie se respectă ad literam și când, ori decizia Curții Constituționale, ori decizia Curții Europene de Justiție, care de asemenea este chemată să dea un verdict în dosarele de corupție, de altfel în sfera infracțiunilor de corupție se înscrie în toate dosarele și Elena Udrea. Acolo a fost un caz special la Dragoș Săvulescu, când instanța din Napoli s-a autosesizat și pe lângă condamnarea pe care o avea de executat în regim domiciliar, adică doar noaptea nu avea voie să părăsească domiciliul fără încuviințarea anchetatorilor, judecătorii de acolo au decis să retragă orice supraveghere și practic el să fie un om liber, deși în România figurează în continuare ca fiind urmărit internațional și este dat în acest sens prin Interpol în 192 de țări. Și se mai încearcă în vreun fel o punere de acord ca să nu mai avem la noi în țară, ok, acolo a fost un caz special, cineva a avut noroc, dar se încearcă în vreun fel, încearcă autoritățile, nu știu, cineva, Ministerul Justiției să hotărască odată pentru totdeauna ce se întâmplă, dacă se aplică în toate, nu se aplică, cine cum beneficiază? Practic, în această săptămână, mai exact pe data de 26 mai, deci doar în câteva zile, se împlinește un an de la decizia Curții Constituționale, care până acum a închis 4512 dosare. Probabil până vineri vor fi undeva în jur de 4550 de dosare. La vremea respectivă, specialiștii în drept au avertizat faptul că se vor închide mii de dosare. La un simplu calcul nu foarte elaborat, se vorbea de circa 4000 de dosare. Iată că vom ajunge undeva la 5000 de dosare, pentru că lucrurile sunt în curs de desfășurare și mai sunt foarte multe cereri. Ceea ce, sigur, noi vedem aceste dosare de corupție, de mare corupție considerate la vremea respectivă, multe dintre ele finalizate cu condamnări definitive, cum este și cazul dosarului care va fi analizat astăzi, dosarul Gala Bute, însă majoritatea dosarelor, într-o proporție covârșitoare de peste 80%, sunt dosare cu violență, dosare cu tâlhării, dosare cu violuri, dosare care practic s-au prescris, astfel încât trafic de droguri, astfel încât persoanele respective
respective, chiar dacă au fost condamnate definitiv, beneficiază de această prevedere legislativă până la urmă, pentru că prescrierea așa a fost stabilită de Curtea Constituțională și ulterior reglementată prin hotărâre de guvern. Și mai am ultimă întrebare. Pentru această prescriere a dosarelor, existau termene clare și înainte, doar că se putea suspenda prescrierea. Dar nu ar trebui cineva să fie vinovat? Până la urmă, poate niște procurori, poate niște polițiști au anchetat prea mult timp, poate niște judecători au ținut dosarele prea mult. Până la urmă, nu se poate să nu există niciun vinovat pentru așa ceva. Vinovat in personam, că tot vorbim de sistemul judiciar, nu va fi găsit niciodată. Sigur că sunt descoperite faptele, iată că practic de vină este sistemul. Bine, sistemul, o să spuneți, este constituit din oameni. Dar sistemul înseamnă sistemul din 2018, când s-a dat practic acea primă decizie a Curții Constituționale care prevedea același lucru. De atunci, puterea legislativă și anterioară și cea prezentă, pentru că între timp s-a schimbat și puterea legislativă în 2020, nu au pus în acord acele decizii. Ulterior, sigur că există și o vină a sistemului judiciar, având în vedere timpul foarte îndelungat al cercetărilor penale, dar și acestea pot fi justificate prin faptul că în foarte multe dosare penale, în majoritatea mai ales de dosare cu infracțiune economică sau dosare de corupție, se decid tot felul de expertize pe care statul român nu are bani să le plătească, iar cei care le fac nu le dau rezultatele până nu se facă plățile. Deci este un lanț al slăbiciunilor în care sunt implicate practic toate autoritățile statului român în domeniu. Fie că vorbim de domeniul legislativ, executiv sau judecătoresc, toate cele trei puteri, din cauza acestor, fie vid legislativ, fie a unor legi care în timp s-au dovedit a fi neconstituționale, practic ilegale pe românește și datorită sau din cauza, luați-o cum vreți în contextul în care vreți, a principiului legii penale mai favorabile care funcționează în România și în orice stat de drept, s-a ajuns în această situație în care, iată, până astăzi 4.512 dosare s-au închis, iar când spun dosare nu spun și inculpați sau suspecți sau condamnați, sunt dosare care conțin persoane. Și câte 10 persoane. Liliana Năstase, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii.